un general major, efectiv un tutorat general pentru situații de urgență, în comun cu pompieri salvatori Bravicea, sunt aliniat pentru deschiderea postului salvatori pompieri Bravicea. Sunt comandant colonel Racoș, vă prezint onorul. Stimată audiență, astăzi, 4 august anul 2020, participăm la festivitatea consacrată deschiderii solemne a postului de salvatori pompieri din satul Bravicea. Pentru deschiderea solemnității festive, oferim cuvânt domnului primar satului Bravicea, Zatic Alexei. Pentru noi astăzi este un eveniment important, pentru că am lucrat pentru aceea ca să avem aici la Bravicea un post de salvator pompieri voluntari și am reușit să avem astăzi o deschidere oficială. Și cred că satele prin prejur, Mireșeni, Țibirica și Săseni, vor fi mai aproape de să ieșim la intervenție decât să vină de la Călăraș. Cuvânt de felicitare, oferim președintelui raionului Călăraș, domnului Ștefan Golea. Dragi salvatori și pompieri militari, voluntari, cetățeni al satului Bravicea, astăzi, 4 august, anul 2020, este un prilej de mândrie pentru locuitorii satului Bravicea, Săseni, Mileșeni, Țibirica, Bacu, Schinoasa, deoarece se deschide oficial postul salvatorul pompieri voluntari Bravicea. Raionul Călăraș are de acum încolo tocmai 3 posturi de salvatori și pompieri voluntari, plasându-se printre raioanele fruntașe în acest capitol. Ne-am unit, ne-am întâlnit, am găsit numitor comun, fiindcă știm cu toții, nu o să descoperi bicicleta, că unde unul nu-i putere. Și am zis să punem umărul mână la mână ca dumneavoastră, stimați voluntari, să aveți niște condiții pentru a salva viețile omenești, pentru a salva averea oamenilor, pentru ca oamenii noștri să se simtă mai în siguranță. Vreau să felicit colegii de la Inspectoratul General al Situației de Urgență, unde la zeci și sute de chemări ne-am regăsit împreună, cot la cot. Vreau să felicit pompierii, salvatori, locuitori ai satului Bravicea cu această realizare și mă bucur că chiar, nefiind purtători de epoleți, veți majora oricum rândurile noastre, rândurile acelor cetățeni devotați societății. Pentru cuvânt de felicitare, oferim microfon șeful Inspectoratului General pentru situații de urgență, general major Serviciul Salvare, domnul Mihai Harabagiu. Primind invitația domnului primar de a asista la deschiderea acestui post, eu cu cea mai mare plăcere am acceptat invitația și vreau să felicit locuitorii comunii noastre, locuitorii din vecinătate, cu deschiderea acestui post. În 2011, primul post de pompieri sătesc a fost deschis în satul Săiți, raionul Căușeni. La ziua de astăzi avem peste 70 de posturi sătești de pompieri salvatori în Republica Moldova. Pentru pompieri voluntari care sunt detașați la acest post, sunt întăriți după acest post și vor avea intervenție la acest post, vreau să vă zic un bun venit în marea familie a pompierilor salvatorilor din Republica Moldova. Venim cu mesaj față de toți pompierii din Republica Moldova, dar către postul de la Bravicea, în deosebi, să vă fie tot timpul furtunile uscate. Intervențiile localități este una foarte utilă, foarte bună, foarte îngustă, avem tot locul. Aveți și generatorul, înțeleg? Da. Aveți pompă suplimentară? Avem. Principiul de lucru este următor, deci noi trimitem la intervenție cea mai aproape unitate. Adică chiar dacă se întâmplă undeva în zona asta, atunci deci noi să până vine forța principală de la Călăraș sau de la Telenești sau de la Chișinău, nu de Dumnezeu, atunci este prima forță de intervenție, deci este postul de pompieri salvatori Bravicea.